Două medalii de aur au revenit clubului Atletic Roman de la întrecerile campionatului național de atletism rezervate categoriei juniori 1, sportivi născuți în 1995 și 1996, competiție ce s-a desfășurat în București în perioada 20-21 iunie. La sfârșitul săptămânii trecute, pe 20-21 iunie, s-a desfășurat în București campionatul național, etapa finală pentru juniori 1, deci cea mai importantă competiție pentru juniori, ținând cont că de acum încolo se formează loturile pentru Balcaniadă și campionatele mondiale și cei care confirmă un rezultat deosebit sau baremurile pentru mondiale pot participa la această competiție. A fost o competiție destul de tare, mă refer la nivel valoric. Am reușit, adică eleva mea, Sescu, care a reușit să câștige proba de aruncare a discului, deși este junioară 2, și Peri Roxana, lideră în proba de aruncare a ciocanului, eleva antrenorului meu, Cucoș Lucică. Au mai fost câteva rezultate bune, mă refer la Lucaș Beatriz, locul 4 la ciocan, care o propulsează așa în ierarhia aruncătoarelor de ciocan și consider că a fost un concurs reușit pentru noi. Adică rezultatele confirmă munca până depusă de până acum. Te așteptai? Sincer, nu. Mă așteptam să ies pe locul 2, deoarece aruncările de acasă care le-am avut erau mult mai bune decât rezultatul care l-am avut la concurs. De cât timp practici acest sport? Câți ani au trecut? 4 ani. 4 ani. Și te vedeai în urmă cu 4 ani aici? Nu. Nu te vedeai. Nu. Unde dorești să ajungi mai departe? Aș dori să anul la Rio, la Olimpiadă. Și poate mai departe. Mai departe să vedem cum merge. Cine te ajută mereu? Cine ți este aproape de fiecare dată? Profesor, domnul Floroi. Carla Sescu, sportiva cu dublă legitimare, LPS Clubul Atletic, s-a impus în proba sa de bază, aruncarea discului, cea mai bună aruncare fiind măsurată și omologată la 46,15 metri.